Această rubrică vă este oferită de Sanador. Brahiterapia este o formă de tratament care aduce multă speranță în tumorile ginecologice. De obicei, completează cu succes tratamentul de bază, precum chimioterapia, iar o ședință durează numai câteva minute. Cât de necesară este procedura în cancerele aparatului genital feminin? Discutăm chiar acum cu doamna dr. Beatrice Anghel, medic specialist radioterapie cu competență în brahiterapie. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitație! Ce este brahiterapia și cât este de importantă? Brahiterapia este o ramură în continuă dezvoltare a radioterapiei, o formă specifică de radioterapie, care constă în plasarea unor surse radioactive la nivelul tumorii sau în imediata vecinătate a acesteia. Este o formă care are un fantastic gradient de doză și țintește foarte bine volumul tumoral, protejând totodată țesuturile sănătoase din vecinătate. Ce tipuri de cancer țintește mai exact? Brahiterapia este folosită în diverse tipuri de cancere, dar cu precădere în cancerele ginecologice, în cancerele urogenitale, în cancerele de cap și gât, la nivelul pielii, dar cu precădere în cancerele ginecologice și urogenitale. Cum se realizează efectiv? Înțeleg că procedura durează doar câteva minute? Da, această procedură se efectuează în prealabil cu un consult multidisciplinar, dintre care face parte și un radioterapeut și indicația este luată în funcție de indicația de tratament, dar și în deplinătatea deciziei cu pacientul, în funcție de statusul de performanță, de preferința acestuia și de scopul tratamentului. Durează câteva minute pentru că este un tratament care necesită un volum de muncă anterior efectuării acelui tip de tratament și anume constă în un planning adecvat și o echipă multidisciplinară care este în spatele acestui planning. Și când spun asta, vorbesc despre anestezie, despre fizicien medical, de asistență medicală și de medicul radioterapeut. Când își poate relua pacienta activitatea? Procedura de brahiterapie se efectuează ca procedură de zi, ca pentru care pacienta poate să se întoarcă la muncă sau la viața cotidiană chiar a doua zi. Se realizează într-o ședință unică sau este nevoie de mai multe ședințe la interval de? În cancerele ginecologice, tratamentul este de obicei în două sau în trei ședințe de brahiterapie, ca pentru care posibil, în decursul unei săptămâni, pacienta să-și fi terminat deja tratamentul. Deci, în general, câteva zile, pentru că nu efectuăm proceduri multiple, deci nu efectuăm două, trei ședințe în aceeași zi, ci una pe zi pentru a acorda testurilor sănătoase capacitatea de a se repara și, în același timp, lăsând organismul să recupereze și după anestezia pe care o va primi. Există și contraindicații pentru acest tip de intervenție? Avem câteva condiții în care încercăm să evităm anestezia generală și anume probabil vârsta de peste 80-90 de ani cu paciente cu multiple comorbidități, dar de cele mai multe ori nu există foarte multe contraindicații. Ar mai fi câteva condiții genetice, dar sunt rar întâlnite și acestea de obicei nu sunt studiate ca și work-up, ca și plan de tratament, ca și preplanificare. Deci aș spune că sunt foarte puține condiții în care noi nu recomandăm acest tratament. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în matinal. Cu drag. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.